ziua, elevi disciplinați și conștiincioși ai clasei a 10-a. Sunt Costencu Lilia, profesoară de limba și literatură română și vă invit la un atelier de discuție cu genericul Limba nu este un atribut al puterii, este puterea însăși, în cadrul căruia vom exersa dezvoltarea culturii comunicării voastre prin stăpânirea resurselor limbii și implicarea în diverse situații de comunicare. În citatul lui Roland Barthes identificăm două cuvinte cheie. Primul ține de limba pe care o vorbim, de adevărurile științifice, de norme, trăsături definitorii, vocabular, comunicare și altele, și pare un compartiment asemănător matematicii care ne propune zilnic nenumărate probleme în față și ne cere să le rezolvăm cu responsabilitate. O dovadă în acest sens este afirmația lui Ion Pilat: limba e oglinda sufletului națiunii care o creează. Însă noi ne vom centra pe cel de-al doilea cuvânt cheie, putere. Pentru a realiza o analiză mai profundă, mă provoc să răspundeți la întrebările care urmează. Cum ați defini noțiunea de putere? Care ar fi atributele puterii? Cum explicați ideea? Limba este puterea însăși. Care ar fi domeniile sociale pe care limba le influențează progresiv sau regresiv? Ce opere literare ați putea oferi drept exemplu într-o susținere a ideii din citat? Oferiți răspunsuri complete la întrebările propuse. Comparați răspunsurile voastre cu cele ale colegilor. În dicționarul explicativ vom găsi următoarele noțiuni pentru putere: capacitate, forță, însușire fizică, morală, intelectuală, de a acționa, de a face, de a realiza ceva. Perioada din viața unui om când acesta se află în deplinătatea capacităților fizice și intelectuale. Atotputernicie, forță de influențare, de convingere, influență asupra cuiva. Funcție socială fundamentală care constă în adaptarea deciziilor privind societatea și îndeplinirea acestora cu ajutorul autorității suverane a statului. Formă de organizare prin care statul își exercită conducerea. Forță economică, militară, socială a unui teritoriu, a unei țări, a unui stat suveran. Unele dintre atributele puterii ar putea fi coroană, piatră, sabie, cruce, carte sau cuvânt. Lista poate fi completată dacă aveți și voi alte idei. Dar să nu uitați că pe orice atribut nu l-ați alege, trebuie să faceți o argumentare înțeleaptă. Limba și puterea. Acesta este motivul schimbărilor majore în societăți pe parcursul istoriei civilizațiilor. Înainte de a deveni domeniu de cercetare pentru lingviști și cercetători, limba și-a exersat din plin puterile imediat după căderea turnului din Babel. Sunt sigură că cunoașteți legenda. Oamenii au hotărât ca în orașul lor să aibă un turn atât de mare încât vârful său să ajungă la cer. Însă, după cum scrie în Biblie, turnul Babel nu era construit pentru a aduce slavă lui Dumnezeu, ci era dedicat unei religii false, cu scopul de a aduce faima constructorilor lui și zeilor în care credeau aceștia. Dumnezeu, văzând că oamenii păcătuiau împotriva lui, le-a încurcat și a împrăștiat limbele ca să nu se mai poată înțelege între ei pe tot pământul. De altfel, înainte de Babel, limba se identifica cu puterea, în special cu cea a armoniei edenice, unde toate ființele umane comunicau fără obstacole, limba fiind o adevărată binecuvântare a Domnului. De atunci, limba joacă rolul de persoană în fabulă, râvnită, adorată, batjocorită, cântată de nobili și servitori, filozofi și profani. Domeniile au fost prezentate și de dicționar. Putere, forță economică, militară, socială, a unui teritoriu, a unei țări, a unui stat suveran. Iar autoarea articolului Tandemul limbă și putere, fundamentul societăților moderne, Guțu Ana, prezintă domeniile respective într-un graf. Însă noi ne vom referi la sensul de putere
ca forță de influențare, de convingere, pentru că limba unui popor este istoria lui. Adevărul că nu întreaga istorie, dar singura ei înfățișare cu realitatea, căreia omul se află în cel mai direct raport, în permanentă relație. Limba nu este a scriitorilor. Ea aparține poporului, celor care au trudit la ea de-a lungul veacurilor, înălțându-i strălucitoarea ființă, adică aparține strămoșilor noștri și mai ales celor care vin după noi, spunea Grigore Vierul, sufletul Basarabiei. Trebuie să evadăm din limbă în vorbire, spunea Eugeniu Coșeriu. Este a noastră limba noastră și soartă noi suntem cu ea, afirma Dumitru Matkovski. În baza întrebărilor de mai sus, am putea realiza o comunicare scurtă în scopul expunerii punctului de vedere în baza citatului. Am respectat, de fapt, procedura de analiză a citatelor, care poate servi de algoritm atât pentru o comunicare scrisă, cât și pentru cea orală, și presupune realizarea unor operațiuni intelectuale care pot fi identificarea unor idei esențiale, determinarea cuvintelor, noțiunilor cheie din citat, relaționarea acestora cu altele cunoscute și explicitarea lor, exemplificarea ideilor în baza operelor studiate și a experienței de viață, abordarea ideilor din diverse perspective de interpretare, formularea atitudinii proprii față de afirmația din citat, ceea ce am realizat și noi anterior. Vă propun în continuare să citiți cu atenție versurile lui Vasile Romanciuc. Să-ți fie atât de drag cuvântul, încât atunci când îl rostești, să crezi că însuși Eminescul ascultă ce și cum vorbești. Vă propun să identificați în subtext două, trei argumente care să justifice îndemnul eului liric, empiric, din primul vers. 1. Explicați sensul contextual al expresiei dragoste de cuvânt din primul vers. 2. Comentați semnificația cuvintelor evidențiate în ultimul vers. 3. Motivați prin două argumente invocarea în text a poetului Mihai Eminescu. Sunt sigură că ați înțeles mesajul versurilor lui Vasile Romanciuc. Cea mai frumoasă declarație de dragoste dedicată limbii române este să vorbim corect în orice împrejurare. Toți trebuie să vorbim frumos. Și nu doar folosind cuvinte noi, apărute în limbă și neînțelese pentru convorbitorii noștri, dar trebuie să vorbim plastic, armonios și cu cele mai obișnuite cuvinte. Așa ne îndeamnă marii poeți ai neamului. Urmăriți în continuare și versurile lui Bogdan Petricei cu Hașdeu. Să vorbim românește. Cugetarea românească are portul românesc. Nu lăsați de-aș tociocnească cei ce limba ne-o pocesc. Niciodată altă limbă de prebuze românești nu se îndoaie, nu se schimbă după gândul ce gândești. La mânie, la iubire, la suspin și chiuit, după chiar a noastră fire, graiul nostru e croit. Sucind limba românească, stricând graiul strămoșesc, după moda franțuzească sau cu modul latinesc. Românimea cât trăiește, graiul nu și-l va lăsa. Să vorbim dar românește, orice neam în limba sa. Recitiți aceste versuri și realizați un discurs argumentativ, pornind de la afirmația lui Arcadie Suceveanu. Limba română este darul suprem lăsat nouă de la Dumnezeu. Să avem sfânta datorie de a o cultiva ca pe o floare eternă. Ați putea folosi și informațiile din tabel. 1. Formulează punctul tău de vedere. 2. Prezintă argumentul principal pe care îl poți aduce în sprijinul punctului de vedere emis. 3. Gândește-te și enumără 2-3 motive pentru care argumentul pe care l-ai prezentat poate fi considerat foarte important. 4. Interpretează motivele, prezentând considerații proprii. 5. Încearcă să anticipezi ce ar putea spune un oponent, o persoană care nu este de acord cu tine și răspunde la aceste posibile obiecții. 6. Formulează concluzia. Și 7. Formulează un îndemn final pentru a atrage ascultătorii de partea ta. În partea dreaptă a tabelului aveți și niște formule pe care la fel le puteți folosi,
Consider că, sunt de părere că, susțin acest lucru pentru că, cred că am dreptate, deoarece, confirm, când afirm că am dreptate, mă bazez pe faptul că cineva mi-ar putea reproșa că, dar eu cred că, în concluzie, pot spune, de aceea vă invit să, fiindcă, cred că ați reușit și v-ați convins colegii de clasă sau poate membrii familiei că limba română este o tainică legătură, credință neconvenită și forță divină care ne definește personalitatea. Cine sunt, ce limbă vorbesc, care mi-e patria, unde îmi sunt rădăcinile, ce viitor voi avea. Dragi elevi, vă îndemn să vă depășiți frica de a comunica și de a vă exprima propriul punct de vedere. A asculta este o artă, precum și a comunica este o artă. Nu uitați că eu pot să am dreptate, tu poți să nu ai dreptate, dar împreună, cu un efort comun, ne putem situa mai aproape de adevăr. Afirma Karl Popper, unul dintre cei mai mari filozofi ai secolului 20. Ați putea exersa în continuare să elaborați o listă de calități ale unui vorbitor bun, necesare pentru formarea unei tinere personalități de succes. Le puteți fixa într-un tabel, stabilind anumite priorități. Să realizați o scurtă comunicare despre cum răspunde generația voastră la provocările de azi ale limbii române. Să susțineți un discurs în fața unui public restrâns, prieteni, familie, colegi de clasă, pe o temă de care sunteți interesați de mai mult timp. Ulterior, discutați informațiile prezentate cu ascultătorii dumneavoastră, sunt sigură, veți rămâne surprinși de susținerea și interesul lor pentru tema prezentată. Vă urez succes, dragi elevi! Rezultatele voastre vor fi răsplătite!